Bine ați venit la un nou review pentru o mașină second hand. Așa o numim noi generic, pentru că e an de fabricație 2020 și are 9800 de kilometri. Second hand. Este un Range Rover Velar, produs de Land Rover, cu un motor cu capacitate cilindrică de 2 litri, ce dezvoltă undeva la 254 de cai. Ceea ce mi se pare super cool. Am și mers cu mașina, voi o să vedeți asta după, și am zis că e diesel. Atât de zgomotos mi s-a părut motorul pe benzină, dar fiind un motor supraalimentat, motoarele turbo se mai aud tacheți. Na, și când ești un specialist în lumea auto, îți dai seama dacă e benzină sau diesel, știi? La fel ca mine. Bun! Ce trebuie să știți voi și ce este foarte important de știut în acest clip este că această mașină este de vânzare, prețul este de 59.300 de euro cu TVA inclus, se poate finanța în leasing, mai are garanție, oricum are garanția pentru mașină second hand de un an de zile, dar mai are garanția de la Land Rover. Ce este iarăși bine de știut pentru voi este că puteți să veniți cu mașina voastră veche, să o dați la schimb, la trade-in pentru această mașină, tot second hand și ea, puteți să faceți test drive la țiria ca autorulate, puteți să primiți mașina în orașul cel mai apropiat de locuința dumneavoastră dacă cei de la țiria ca autorulate au acolo un dealer. Deci nu trebuie să veniți neapărat la București, mai beneficiați și de consultanță în achiziție. Consultanță în achiziție înseamnă că acești băieți sunt specializați și știu să vă identifice nevoile și să vă recomande o mașină potrivită pe nevoile dumneavoastră, nu neapărat să vă vândă mașina pe care dumneavoastră vreți să o cumpărați. Cam asta e treaba cu consultanța, dar asta e o discuție mai pe larg în care nu o să intru acum. Și haideți să vorbim despre această mașină. Această mașină este, după cum vedeți, argintie și are faruri pe LED. Farurile pe LED sunt noua tehnologie, după Xenon avem LED. Deci o lumină mult mai bună în față. Designul este spectaculos din punctul meu de vedere, așa cum o să spun mai încolo. Dacă nu-mi place mașina cum arată pe afară, nici nu mai ajung să discut despre performanțe, 0-100, consumuri și ce mi oferă la interior. Dar pentru asta putem să vorbim puțin de lateral. De ce vreau să vorbesc de lateral la mașina asta? Pentru că acest Velar este echipat cu jante de 22 de inci. 22 de inci este enorm din punctul meu de vedere. Am condus-o, are și o suspensie pneumatică, nu se simte absolut nimic. Am rămas plăcut surprins de faptul că această mașină rulează cu jante de 22 în București. Am trecut peste linie de tramvai, am trecut peste gropi, am trecut peste denivelări și mașina rulează foarte frumos și foarte elegant. Ce vedeți voi pe lateral sunt mânerele de deschis ușa care ies în afară ca să poți să apuci și după aia intră înăuntru. Mi se pare o chestie utilă pentru că poate nu se mai murdăresc atât de tare și atunci când pui mâna acolo el este curat. Designul mașinii, v-am spus, are plafon de culoare neagră, e vopsită în două culori, cu acești stâlpi vopsiți negri, designul este, din punctul meu de vedere, unul reușit. Nu trebuie să vă luați după mine, trebuie să vă placă vouă. Haideți să vedem și interiorul. Am să mă duc la volan, să încep cu partea de volan. Pun contactul și îmi place că acest ecran se ridică spre mine. Îmi place acest mic detaliu. Off? Băi, am știut să sting și farurile. Îmi place de mine. Sunt mândru, ca să zic așa. Aș vrea să opresc puțin ventilația, cumva. Nu, am greșit. Aoleu. E pe 1, e pe 0. Liniște. Nu, asta nu e de la mine. Asta n-am făcut eu. Bun, deci avem volanul cu un design specific Range Rover, cu aceste butoane care sunt tactile, dar și cu touch, dar și cu tactil, dar poți să și apeși, dar poți să și atingi, dar poți să și nu știu ce. Mulți oameni sunt nemulțumiți de comenzile pe volan. Mie mi s-au părut interesante. Nu pot să vă spun foarte multe despre ele pentru că n-am
folosit mașina mai multe zile, ca să zic că m-am obișnuit și da, am văzut pro și contra, dar vorbim despre funcțiile volanului, care sunt toate aici, vorbim despre clapetele schimbătorului de viteze, vorbim despre funcțiile de pornit, aprins, lumini, senzori, auto, semnalizare, ștergătoare, față, spate. Ce am văzut foarte interesant, m-a surprins când montam suporții de număr, că pe spate, la camera de luat vederi, din spate, ia vederi și le pune într-un film, le lipește și ne uităm noi la video, are stropitor pentru a curăța camera. Ceea ce mi se pare super tare, super tare. Bun, pe consola feței de uși de la șofer avem reglajul oglinzilor, rabatarea lor, butoanele pentru geamurile electrice, încuia, descuia din mașină, memoriile și cam atât. Aici avem reglarea intensității luminii la bord, deschiderea portbagajului și frâna de mână electrică. Pe partea asta avem reglajul volanului, care cred eu că poate să fie și electric, dacă nu... Are o chestie aici, o rotiță, are film, o macara care are același sistem, știi? Îl dai de rotiță, îl pui în poziția care vrei și după aia îl fixezi cu, știi, așa, mai... Sfârșit, mai bărbătește. Avem acest ecran de infotainment unde avem filme, Bluetooth, camere, senzori de parcare, munți. Avem munți, programe de off-road, home, navigație, telefon, setări, tot felul de gadgeturi, screen angle, poți să... Uite, să-l înclin mai mult, să nu se rupă, sper. Culori, alb, negru, select display. E voilà, ce am făcut, nici nu vine să cred că am făcut eu asta. E pe auto, deci putem să reglăm ca acest display să se regleze în funcție de lumina de afară. Cred că se întâmplă chestia asta. Audio settings, home și așa mai departe. Clima și această consolă care este... Salut, hai noroc, noroc. Salut, avem și spațiu aici în spate, unde putem să depozităm, de exemplu, niște chestii de care să uităm. Telefon. Nu mai vedem niciodată că aici e un telefon, dar se poate depozita. Dacă se și încărca acolo, mă dădea pe spate, dar nu se încarcă. Bun, și aici avem modurile de condus, unde putem să selectăm. Am vorbit despre lucrurile astea în mers. Avem acest schimbător de mers înainte și înapoi și funcție de sport, care iese de aici, în momentul în care mașina pornește. Avem acest spațiu de depozitare pentru pahare, două la număr și un spațiu de depozitare diverse lucruri. Se deschid și aceste două cotiere unde avem USB-uri și încărcare 12V. Aceste cotiere pot fi reglate mai în față sau mai în spate, nu mai sus și mai jos, nu au nicio poziție în care să pot să le reglez mai sus. Avem compartimentul de mănuși, care este frumos. Ce avem aici? De la Land Rover, manual de utilizare. Da, chiar dânsul, pe care vă recomand să-l citiți dacă veți achiziționa această mașină. E destul de mic, mai are o cordelină unde putem să punem lucruri. Aceste materiale în interior, pe lângă faptul că scaunele sunt îmbrăcate în piele, dar bordul și fețele de uși, nu pot să-mi dau seama ce material e, dar este un material plăcut. Oglinda îmi place că nu are ramă groasă, parasolarele sunt negre cu oglindă make-up la șofer, pentru că eu mă mai machiez din când în când, v-am spus. Avem aici luminile ambientale, luminile de interior, cam asta e partea din față. Îmi place designul, avem muzică de la Meridian Surround. M-a auzit că am zis de el, cred că la asta se referă. Bun. Hai să mergem în spate. Mergem aici în spate, unde nu pot să spun că mă simt super confortabil. Păi nu știu de ce, poate că pisica asta, și eu am alergie la pisici și am pisica asta aici care mă stresează, dar nu cred că asta e cauza. Cauza este că dacă stau lipit de banchetă să am loc de 3 degete între genunchii mei și scaunul din față, scaunul reglat pentru mine, dar un pic pe confort, așa, adică dacă aș avea o poziție corectă la volan, scaunul ar trebui să fie puțin mai în față. La cap mai am 3 degete, iarăși avem discuția aia, am un 1,85 m, ca să nu mai zic că am un 1,87 m și am găsit o sârmă. De la ce o fi? Da, o sârmă. Oh, shit. Am apăsat pe butonul de încuiat ușa pentru copii, știi, și am rămas aici. Nu contează, aici avem cotiera, care e ok, e solidă, cu suport de pahare. Aici avem priză de 12V și guri de ventilație în spate cu acest buzunăraș pentru a
pune diverse lucruri, nu avem monitoare, nu avem individuale, cum ne-am obișnuit să ne întindem, să ne facă, să ne maseze, să ne nu știu ce. E mai de oameni normali. Dar mergem și la portbagaj unde îi facem testul. Mergem. Vreau să merg și eu la portbagaj, nu vă, domnul? Dacă tot am ajuns în partea din spate a mașinii, să vorbim puțin și de design, nu? Mi se pare uber cool design-ul, cu difuzor, cu chestii, cu lucruri, cum vine el alungit. Nebunia asta cu SUV-urile, cu P, cu... În sfârșit. Poartă... Nu știm noi. Ăsta e stropitorul pentru camera. Cool. Uber cool. Hai să vedem partea cu portbagajul electric. Bun, partea cu portbagajul electric îmi place, funcționează. Am geacă aici, nu trebuia să o am. Dar în sfârșit avem acest portbagaj de 3 de litri și cu roată de rezervă de dimensiuni aproape normale. Adică mașina e dotată cu jante de 22, am zis. Și aici avem o jantă pe 19, dar cu o anvelopă aproape normală. Ce nu mi-a plăcut mie la portbagaj e treaba asta, că nu... Adică nu reușesc sub nicio formă să trag asta. Bine, eu sunt și prost, adică voi nu trebuie să vă raportați la mine, știți, să ziceți, bă, Daniel nu poate la velar să pună oblonul ăla în spate, știi, dar eu sunt și prost. Dar, na, mașinile astea ar trebui să fie făcute prost-proof, știi? Adică eu, de exemplu, dacă ar merge să închid din telecomandă portbagajul, ar trebui să nu mă omoare, știi? Că e făcută pentru proști. Știi? Și zice, băi, prostule, nu vezi că îți vine la în cap? Și eu zic, nu, eu vreau să închidă portbagajul, știi? Deci așa e și cu partea asta de oblon. Ar trebui să fie făcută pentru toată lumea, nu pentru cei mai îndemânatici. Uite, mai încerc o dată, vezi? Îl scot de aici și nu... Gata. L-am băgat pe și n-am reușit. Acum când trag, iarăși trebuie să fiu finuț, vezi? Că dacă sunt grobian, cum sunt eu, n-am bani, agitat. Știi cum e? Când n-ai bani și ești amârt, ești agitat. Când ai bani, nu te grăbești nicăieri. Tot timpul. Lucrezi ușor. Trage și mie rulou. Te rog eu, lasă-mă pe mine să-l trag. Uite, ți l-am tras eu, știi? Uite, acum funcționează. Să pun rulou, normal că nu funcționează. Bun, îmi place că se închide portbagajul din cheie electric. Acesta este Range Rover-ul Velar de care v-am povestit, produs de Land Rover. Haideți să vedem cum se conduce chestia asta. Aștept să-mi spuneți voi ce părere aveți de chestia asta. Ați cumpăra o mașină cu o capacitate cilindrică mică, care dezvoltă o putere mare prin supraalimentare, având garanția că aceste motoare sunt construite cu subansamble de rezistență mai mare, sau ați prefera o mașină cu un motor aspirat natural, de o capacitate cilindrică mai mare, chiar dacă această capacitate cilindrică vă obligă să plătiți taxe mai mari, impozit, RCA și așa mai departe. Asta putem să vorbim în comentariile de la episodul ăsta pe YouTube, unde eu vă răspund cu drag sau cu mai puțin drag, depinde de ziua și de dispoziția cu care m-am trezit, glumesc. Da, deci această mașină este echipată cu jante pe 22 de inci. Ceea ce pe mine mă miră faptul că această mașină merge în oraș pe niște drumuri nu neapărat ca în palmă, fără să simtă foarte multe lucruri. Nu am găsit aici, momentan, pentru că nu-s de mult în ea, nu am găsit funcția de reglaj al suspensiei. Am doar niște funcții de condus, munte, pot să selectez programe de noroi, noroi cu rădăcini, iarbă cu nebunie, confort, program selected. Nu știu ce îmi spune ceva, dar mă anunț aici legat de capacitățile de off-road ale mașinii și să încercăm să nu le depășim niciodată. Probabil că dacă luați manualul de utilizare când cumpărați mașina, mi se spune acolo că această mașină nu este o mașină de off-road și probabil capacitățile ei sunt limitate, mai ales echipată cu jante de 22, mai ales echipată cu anvelope de asfalt. Și atunci am acest program de confort în care probabil ea reglează suspensia, direcția și tot ce știe ea să regleze, ca noi să avem un confort sporit aici înăuntru și chiar îl avem pentru, repet, o mașină echipată cu jante pe 22. Bun, avem acest joystick de schimbat direcția de mers, sport, normal, drive, neutru, mașarier și
funcția de parcare, avem această cotieră care este reglabilă pe înălțime, pe lungime și pe așa. Avem partea de scaune încălzite care se pot regla de aici. M-am obișnuit cu mașinile alea scumpe care se încălzesc și armresturile și toate cotierele și toate lucrurile fără să mai întrebe și volanul, dar sunt ferm convins că există și la Range Rover aceste opțiuni, doar că această mașină nu le are, nu le are selectate. Bun, avem un volan interesant cu niște butoane cam ciudățele, dar funcționează perfect. Ce am observat și nu mi-a plăcut de la volan de aici, am observat că mașina mă lasă să intru în toate setările de display, de consum, de să-mi aleg unitățile în timpul mersului, ceea ce nu mă bucură foarte tare, pentru că am devenit un boșoroc responsabil care încearcă cât mai mult să-și țină ochii la drum sau încearcă să influențeze pe oameni să țină ochii cât mai mult pe drum, nu la lucrurile pe care le poți regla în mașină. Ar fi bine să-ți reglezi toate lucrurile astea stând pe loc, la semafor sau înainte să pleci cu mașina de pe loc. Legat de condus, îmi place pentru că stau mai sus, e o mașină din categoria mașinilor de teren, SUV sau cum vreți voi să le numiți. Am o vizibilitate mai bună în față pentru că sunt poziționat mai sus. Îmi place că rama geamului este un pic mai sus decât la restul mașinilor și asta îmi conferă mie așa o senzație de asta de, nu știu, lux, de privacy, de, nu știu, se pare cool să fie geamul mai mic pe lateral. Se conduce foarte elegant, se conduce foarte bine. Sunt surprins de ținuta de drum. N-am condus-o sportiv pentru că nu ne ajută drumurile și nici timpul. Dar pentru o mașină de utilizat în oraș, mi se pare o mașină foarte confortabilă. Nu știu ce să spun la capitolul fiabilitate. Mașina asta are undeva la 9869 de km. Intrăm și noi pe bandă, în circulație. Ăsta este zgomotul de fond, ca să zic așa, produs de motor. Dacă doriți să vedeți un POV realizat cu această mașină, urmăriți pe canalul nostru pus în descriere, acolo în descrierea episodului, unde aveți un POV cu mașina prezentată fără vorbele mele și auziți toate sunetele de suspensie, de semnalizare, de accelerație, de frânare și așa mai departe, cum se închid ușile, cum se deschid capotă, motor, portbagaj, tot ce se poate fără să vă mai streseze nimeni cu cuvinte. Bun, asta e partea ambientală în mașină noaptea. Mă bucur că avem și acest pasaj prin care trecem cu toate mașinile și le vedem și pe partea de noapte, așa ca să zic, cât de bine se văd la interior. Nu avem trape, geamuri, nebunii pe plafoane. E o mașină corectă, o mașină configurată normal și ok, care sunt ferm convins că este mult mai deșteaptă decât mine și știe să facă atât de multe lucruri pe care nu-mi conferă timpul, spațiu să vi le prezint și nici nu le știu. Dar putem să mai vorbim despre senzația pe care o ai în mașină. Este, din punctul meu de vedere, sau cel puțin pentru oraș, pentru că n-am mers cu ea la drum să văd cum se comportă în depășiri, în cât de bun e și cât de mult te ajută motorul de 240 de cai de 2 litri, dar în oraș să știți că este fâșneață, adică nu pot să spun că simt o lipsă de putere sau, nu știu, mi-aș dori mai mulți cai sau chestii de genul ăsta. Bineînțeles că întotdeauna e mai bine să ai decât să n-ai. Putem să facem testul de accelerare aici, pe care l-am făcut și cu Mercedes-ul, ziceam că sport, uite, avem aici o, cum fac, mulțumesc, funcția de sport, ești pregătit? Blană! Vezi? Am ținut cap și e greu de ținut, nu ușor. Deci la capitolul accelerație, mașina nu pot să spun că impresionează, dar se descurcă admirabil pentru capacitatea cilindrică cu care este echipată. Da, eu sunt plăcut impresionat de mașină. Așteptările mele erau mai jos,
pentru că na, toată lumea spune de Range Rover că, domne, sunt nemulțumit, domne, nu mi-a plăcut. Nu știu, n-am experimentat până acum, n-am avut, deci nu pot să vă spun nimic legat de fiabilitate. Dar pot să spun că sunt plăcut impresionat de... Cine a pornit muzica? Tu cu degetul. Cum cu degetul? De când am dat de schimbător? Păi da, e aici mega, mega sensibil, știi? Are niște... Adică pe lângă faptul că apeși pe ele, poți să le și atingi și să se schimbe lucruri. Da, eu sunt plăcut impresionat așa la un test scurt de mașină. Îmi place cum arată. Pentru mine contează foarte mult, în primul și în primul rând, ca mașina să arate bine în exterior. Dacă mașina nu arată bine în exterior, nici nu mai apucăm să discutăm de performanțe, motorizări, preț, finanțări, garanții, test drive și așa mai departe. În primul rând trebuie să arate bine pe exterior și velarul, din punctul meu de vedere, arată bine pe exterior. După care discutăm de materialele în interior, de performanțe, de capacități, de cât se ridică, cât se lasă, cât merge, cât taie, unghi de atac, nu știu ce vrea fiecare. Și îmi place și oglinda când are ramă. Știi? Oglinda retrovizoare frumoasă, finuță, așa. O să avem și lucruri care nu ne plac la velar, dar, repet, feedback-ul general este pozitiv. Am nevoie să dați subscribe la canal pentru că să creștem, pentru că sunt ferm convins că sunt foarte mulți oameni la noi pe canal care ne urmăresc și n-au dat subscribe acolo, butonul ăla e foarte important pentru noi să-l apăsați. După care share dacă considerați că a fost un material informativ sau amuzant sau nu știu și vreți să-l vadă și prietenii voștri, eu de-aia fac YouTube ca să vadă și alții ce văd eu, că mi se pare cool. Și like dacă vă place materialul. Dacă nu, nu dați like, nu e obligatoriu. Dar subscribe-ul e mega obligatoriu, mega ultra obligatoriu.